Republica Moldova și Baden-Württemberg au semnat astăzi un parteneriat esențial pentru modernizarea agriculturii moldovenești. Acordul vizează transferul de tehnologii avansate și practici inovative din Germania, renumită pentru expertiza sa în agricultură și dezvoltare rurală. Colaborarea va sprijini fermierii moldoveni în adaptarea la standardele europene și creșterea competitivității pe piațele internaționale. Potrivit Ministerului Agriculturii, Baden-Württemberg, cunoscut pentru expertiza în agricultură și dezvoltarea rurală, va sprijini modernizarea sectorului agricol din Moldova. Acordul include cercetări comune, dezvoltarea viticulturii și proiecte în energia verde. De asemenea, se vor implementa soluții pentru a ajuta fermierii moldoveni să facă față schimbărilor climatice și să acceseze piețele internaționale mai ușor. Parteneriatul va facilita schimbul de experiență în mecanizare și digitalizare agricolă. Acordul reprezintă un pas strategic pentru dezvoltarea pe termen lung al agriculturii din Moldova, oferind suport în modernizare și creșterea competitivității la nivel european.